Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Argeș, Primăria Municipiului Pitești cu sprijinul Asociației Județene de Atletism Argeș, Poliției Municipiului Pitești, Poliției Locale Pitești, Serviciului Ambulanță Argeș, Jandarmeriei Argeș și ISU Argeș au organizat și desfășurat duminică 26 aprilie începând cu ora 11 cu start de la Grota din Parcul Trivale și sosire în piața primăriei Crosul Lalelelor. Competiția a aliniat la start 409 participanți cu vârste cuprinse între 3 și 81 de ani din localitățile Pitești, București, Găiești, Curtea de Argeș, Costești, Bascov, Albeștii de Argeș, Căldăraru, Izvorul, Lunca Corbului, Mărăcineni, Mârghia, Oarja, Râncăciov, Topoloveni, Vrănești, Valea Ursului, Vedea și Ungheni. Câștigătorii crosului au fost la masculin Angelescu Florin Adrian, 17 ani, LPS Pitești, pe locul 2 Doagă Florin, 25 ani, Pitești și pe locul 3 Mare și Romeo, 16 ani, LPS Pitești. La categoria feminin, locul 1 a fost ocupat de Doagă Ioana, 23 de ani, CSU Pitești. Locul 2 de Răducan, Briana, 12 ani, Școala Gimnazială Tudor Arghezi Pitești, iar locul al treilea de Curea Elena, de 12 ani, de la Școala Gimnazială Matei Basarab. La categoria cei mai tineri participanți, masculin, Bibireață Adrian, de 3 ani, din Pitești, iar la feminin, Ghiță Gabriela Sabina, de 6 ani, de la grădinița numărul 3 din Pitești. Iar la polul opus, cei mai vârstnici participanți, la categoria masculin, Brânaru Ion, 81 de ani, din Pitești, iar la categoria feminin, Tănase Elena, 58 de ani, Pitești.